Da, bă, și fete, bună ziua, bună v-am găsit aici și la un nou episod cu domnul Vici Tănase. Salut, bă, băieți, și tu ești Tănase, Joban. Tu ești... Haide, bă, hai să mergem ca să-ți cumpăr și eu ție un M4 cadou. Mersi, bă. Cere, cum am? Îți Da. place R7 de l-am cumpărat? Care e? RS8-ul ăla? Da. Bă, tu n-ai permis încă. Auto. Păi conduc, fără și fără... Bă, și mi-o să-mi expire permisul în câteva ore. Pe cât mai? 2 ore și-mi expiră, și nebun. O, ce mașină avem aici, păi? M4. Stai așa. Să nu parchez, să o împunet. Os, os, os. Dar de ce scrie până, mă? Așa e numere. Numele. Salut, domne. Tata e. Da! Cât dai pe ea? Stai așa. Așa. Bă, m-a scos afară. Revenim. Da, și vede, tata are puțină treabă și el, că e și el un bătrân. I s-a stricat roata și o schimbă și vine și el. Vine acum și tata e, s-a dus până aici la Mec. Aici, la Mec. Cum îl chema? Tata e. Nu la tata e, bă, la Mec. Nu la Mec. La mecanic. Da, dar îl chema pe mecanicul ăla, cum îl chema? La MHI. Vericu, s-a dus la Vericu. La MHI Vericu. Uite-l că a venit. Deci, mașina are 251 de kilometri punct 3. Și cât dai pe ea? Stați așa. Are farurile de 5.000, roțile da. de... Am și văzut-o. De 10.000 scaune din piele și de astea. De gaming, nu? Da, de 25.000. Deci eu cred că o dau, stați așa, să nu amețiți. $236.900. Bă, o dă ieftin. Da, serios. Bine, domne, haideți la targ ca să uitați, conduceți și dumneavoastră. Haideți până la targ. Bă, Vici, haide, hai că mă pun în mașină și să arăt o drum. Ok. Stai, bă! La parc. Ce? Bă, băi și fete, am auzit că pe august, pe 20, o să vină car parking multiplayer 2. Păi, a apărut că pe M1? Bă, că pe M1 jucăm noi acum, o să vină car parking multiplayer 2. Da? Da, ăla frumos, o să facem acolo videoclipuri, 1000 de videoclipuri. Să vezi ce grafic o să avem. Da. Bă, dar eu n-am probleme cu grafica, că era de la telefon, știi? Da. Bă, și o să cred că o să-mi fac și o grafica. Nu știu, bă, tu crezi că trebuia să-ți cumperi telefon? Nu, stai așa, dați-mă jos! Acum! De acum trebuie să o pun aici. Ca să pun mașina la vânzare. Mi-a dat kick. Nu ți-a dat. A scris acolo kick. Nu a scris. M-am dus să o cumpăr. Da, bă, cumpăr-o, hai. Ți-am dat eu bani. Uite, bă. Mersi. Da-te, mă, jos din mașină, că acum e mea. Na, 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 na. Bă, Giovane, ce facem că mi-a furat mașina? E o glumă, mă, vine înapoi. Bzz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 z
Dau peste tine, uai, ai. Ia uite ce drift.
Iuhu! Nu mai dai peste mine! Ce frică! Haide bă, dă-te capul, mie mea! Așa bă! Haide, că eu să merg cu autobuz! Nu vrei să te duc pe tine acasă? Nu! Adică da! Bă, dar cum să faci grafica? Că am uitat! Nu mai știu! Bă, haide bă, că tata e vecinul nostru, mergem la casa noastră, că am cumpărat eu ca să nu vină după mine. Tu ne-ai văzut-o că ne-ai mai fost, haide! Vici! Stai puțin, că-mi fac grafitațile. Bine, hai! L-am dat la 100 pe toată. Da? Bine, hai! Haide! Mamă, ce greu să mișcă, stai puțin! Ce greu să mișcă? Păi mi-e greu. Ce? Grafitație, șase. Bă, dar nu știu că tu n-ai permis. Nu știu ce să zic. Nu, asta e, măcar am numere. Da, măcar am numere. Șoferul e la volan. Haide, hai. Păi mă duc și eu repede la poliție să mă retrag permisul. Că azi mi-a zis că trebuie să vin. Lasă, bă, mai întâi îl ducem pe tataică, vecinul nostru și nu-i departe. E aproape. Da, pe-am cumpărat eu ca să nu e apartamentul ăsta. E vecin cu noi, la bloc. Nu, bă, nu la bloc. Eu acolo am știut că l-ai cazat. Nu, ca să nu. În City 2? Nu. S-a băgat ăștia update acum o lună sau 3-4 săptămâni. Deci a băgat aia frumos. What the fuck? Ce făcut, bă? Era mare accident în față de tata. Hai. A dus la pușcărie. Ce? A dus pe tata la pușcărie. Bă, te bate. Ai grijă, că e de bun. Bă, te dracu, că nu la pușcărie, te omor! Gata. Haide, bă, dă-i și tu. Tata ei nu mai trage de volan. Nu trag, dai! Păi nu mai trage de volan! Nu trag, dai o dată că te omor! Bă, Giovane, salvează-mă! Gata, tatai! Bine! Da, uși, fetii, că atât a fost și cu episodul azi, revenim în alt episod cu partea a doua. Hi-hi!